domnul Andrei Teodorescu. Bună ziua, îmi pare bine de cunoștință. Am venit la Piața Artizante, că am înțeles că aveți un stand. Fable Wine a venit și la Piața Artizante. Un stânduleț, mai bine zis, da. Cum ați venit aici? De ce ați venit la Piața Artizante? La Piața Artizante am ajuns așa printr-o conjunctură fericită de situații. O cunoștință avea deja un stand și ne-a prezentat ideea de aici, de la Piața Artizante, ideea, conceptul Pieței Artizante, și am considerat că este o oportunitate pentru noi să fim aici, să apărăm într-un alt domeniu față de cel cu care suntem noi obișnuiți și într-o altă atmosferă față de cea obișnuită din oraș, să zicem așa. The Fable Wine este de ceva vreme în Ploiești. De când? Este, The Fable Bar este în Ploiești. Este un bar. Și aici pub. Avem The Fable Wine. Aici este Wine Shop, The Fable Wine Shop, care este preponderent un magazin de vinuri. Ce fel de vinuri aveți? Majoritatea vinurilor sunt românești. Pentru că asta ne dorim, să promovăm vinurile românești și în special vinurile din zona noastră de geografică, din Dealul Mare. Dar bineînțeles că avem și ceva vinuri din import, Italia, Franța, numai Noua Zeelandă. Povestiți-mi puțin ce... lumea care vine la Piața la Artizante și vine la The Fable Wine. Ce găsește? Ce fel de vin găsește? Avem majoritatea tipurilor de vin. Avem și vinurile liniștite, alb, roșu, roze, sec, demisec, demidulce. Vinuri ambalate. Dulci n-aveți, nu? Avem și un vin dulce, care este obținut din struguri stafidiți. Cum adică? Adică strugurii sunt lăsați pe vița de vie până când vine prima brumă, apoi se culeg, se țin într-o atmosferă protejată cumva, până când încep să se stafidească, apoi se storc și se obține vinul cu un rest de zahăr foarte mare. Sunt foarte dulci vinurile. Sunt foarte, foarte dulci. Da. Un rest de zahăr foarte mare, adică e o chestie, undeva o prăjitură are zahăr câteva grame, ăsta are... Da, zahărul ăsta îl puneți separat? Nu este pus. Pur și nu, simplu... nu-l punem noi, îl pun cei care se ocupă de producția de și-l pun, vin. Adică... Nu-l pun. Este zahărul din strucure, pentru că lăsându-l mai mult, el se încorporează mult în strucure, în bob. Mm-hmm. Adică și foarte trece dulce din... rezultatul. Da. Trece din pieliță în bob și apoi când se stoarce, rezultă un lichid foarte dulce. La ce să se aștepte oamenii care vin la Piața Artizante? Ce găsesc la dumneavoastră? De la noi să se aștepte să bea un vin bun, să povestim puțin despre vinul respectiv, să cunoaștem, să încercăm vinuri noi împreună, să acceptăm niște propuneri ale producătorilor de vinuri care vin cu câte ceva nou aproape în fiecare an și să înțelegem mai mult despre băutura asta împreună, cumva. Da, e un pas înainte, este un concept diferit, un magazin de vinuri într-o piață, mai ales că nu este orice magazin de vinuri. De când sunteți pe piață? Pe piață suntem din 2014 în Ploiești. Și cum ați barul, început? Cu... La fel, printr-o conjunctură fericită, lucram, suntem doi parteneri, doi asociați în businessul acesta, în ambele businessuri de fapt, și lucram împreună la o firmă și ne-am gândit să deschidem și o locație, să vedem, am lucrat în domeniul Horeca și ne-am gândit să încercăm și să fim de partea cealaltă a baricadei. A baricadei, da. Și se pare că va ieși? Și a ieșit.
a ieșit într-un fel destul de bine și acum încercăm să dezvoltăm, vrem să dezvoltăm puțin, să căutăm potențial să... Da. Spuneți-mi, aici la Piața Artizante, degustări? În fiecare sâmbătă ne propunem să facem o cât de mică degustare cu, împreună cu partenerii noștri. Și sâmbătă, între orele 11 și 14, suntem aici alături de unul dintre partenerii noștri și propunem anumite vinuri către degustare. Atât vinuri liniștite, cât și spumante, în funcție de crama pe care o reprezintă fiecare. Deci cineva care vine la Piața Artizante poate să plece de aici cu tot ce-i trebuie pentru o masă. Da, da. Nu are nevoie să meargă în altă parte. Da. Asta este și ideea, să și guste ceva oamenii care vin din domeniul respectiv să-i și propună un fel de mâncare sau o asociere cumva culinară și pot să achiziționeze de aici și o brânză și, și o brânză și un mezel și un mezel și un vin bun și să meargă acasă să petreacă weekendul în, sau o zi din cursul săptămânii cu de toate pe masă. Toate pe masă, da. Mulțumesc mult, succes în continuare și să ne vedem și cu alte ocazii. Mulțumesc și eu.